O să discutăm cum e cu parchetul ăsta pe care l-am cumpărat, care îl folosim. Și am fost curios să vedem ce știe el așa de capul lui, pentru că din fișa tehnică se cheamă parchet triplu stratificat 14 mm stejar. Bun, și am vrut să vedem unde e stejarul. Ia vină mă mai aproape, să vadă lumea aici despre ce este vorba. Că într-adevăr sunt trei straturi, da, fii atent aici că avem arătător. Avem 2,5 mm stejar și pe urmă tot ce e de desubt, până la 14 mm reșinoasă. Numai că și asta e împărțită în două. E un placaj de bază ăsta care o să fie lipit pe pardoseală. Și ne-am gândit, bă, ce-o fi aici? O fi un NDF, un NDS? Da, l-am luat pe meșterul Liviu. I-a atras două ciocane, frate, de nu s-a văzut. Și uite ce am găsit. Adică stejarul, da, vedem aici. Pac, este lipit, îți dai seama că la presă, la temperaturi înalte, la temperaturi și presiuni barosane, lipit pe lamele de rășinoasă de pin, da? Rășinoasa de pin aici pe capăt are sistemul ăsta de click, care se numește într-un fel Barlock 5G. Deci se numește Barlock 5G, da? Și ăsta urmează să se prindă unul de altul, da? Din categoria asta. Să vedem cant. Și în momentul în care îi faci fold down, adică pleci placa în jos, el cu ciocanul puțin forțat, acum l-am forțat eu de tot ca să vedeți, pac, s-a fixat. Cum e combinarea asta, cât de ușor se poate face? Așa, ca să se vadă aici. Dacă așa. Am vrut să văd și eram curios, pentru că e clar că pe capătul ăsta de rășinoasă care este strunjit să-i facă bara de clicare, îl mai ține și povestea asta și în momentul în care ai dat ciocanul și l-a lipit, frate, deci este o lucrare pe viață, nu mai desface a doua zi. Nu mai scos plintele, nu mai scos nimic. Și eram curios să văd cum arată chestia asta și trebuie să vă arăt cum e cu ciocanul și cu dalta. Bă, ne-am muncit un pic ceva ca să... Deci ăștia 2,5 mm de stejar, care sunt stratul de uzură, da? O să ajungem și la povestea cu nodurile. Deci stratul de uzură și dacă vedeți aici sunt niște fibre care m-am întrebat ce dracu e cu ele. Deci este ca un fel de armătură, că văd niște fire de polipropilenă, dar ele probabil că, uite, țin lamelele astea, vezi aici, ca să le țină grupate. Toată povestea asta, că trebuie să vă spun un pic despre prețuri, la unul dintre dealerii de do-it-yourself din oraș, mare și important, o să-l găsiți voi foarte ușor, costă 210 lei metru pătrat, în contextul în care metru pătrat este format din plăci cu lățimea de 155, lungimea de 220 și grosimea de 14 mm, 7 la pachet și așa mai departe, mai puțin important, 210 lei metru pătrat TVA inclus. Acum șmecheria este... Că ne-am întrebat, bă, cum, care dracu e diferența de la 210 lei la 400? Și diferența am găsit-o în povestea asta, pentru că e vorba evident de calitatea furnirului. Și o să vă arăt eu niște nuduri pe care le-am tot descoperit și tot am pus mâna pe zi, bă, ce se întâmplă aici? E, calitatea furnirului este dată de numărul de nuduri pe metru pătrat, iar când le ai, vedeți, nu e o șmecherie, oamenii nu s-au ferit, au pus aici o chituială, ceva cu negru, ca să dea nodului așa un aspect artistic, să marcheze nodul și cu alte cuvinte, toate defectele astea pe care le-a avut le multă și aici e un mic nod, un mic defect, da, ele au marcat prin chituire și de la 400 la 210 lei, vezi furnir curat sau vezi furnir cu noduri chituite. Acum, nu știu dacă vă preocupă diferențele de preț, că și așa s-au scumpit toate, dar dacă vă preocupă, pot să vă spun de la început că la vitrine le găsiți pe alea fără noduri, dar când ați desfăcut pachetele, nodurile încep să apară. Și Matei poate să ne arate pe pardoseală, că uite, deja ele se văd. Da? E adevărat că sunt tratate, sunt chituite și așa mai departe, dar dacă aveți un mare aspect de rezolvat, să știți că vă costă de la 210 la 400 lei în plus. Cam asta este parchetul nostru triplu stratificat 14 mm și mergem mai departe să vedem cum se execută. Hai! Las că le iau eu, Marius, că se cumpere, lasă! Și de masă, știi? Lasă-le acolo, pune-o cu oarele. Dă-le, pune-o. Nu mă la nu,
lasă să văd o gata și pe aia și sunt. Hai, fă acolo, hai! A, deci avem și o amorsă, da? Adică prima dată ai măturat tot? Da, am măturat, te tot. Adică ai scos tot praful, toată mizeria și acum ai dăm cu amorsă. Amorsă la pensie. La bidinea, se vede. Bine. Sica grunt pe plus. Și cam cât e de o lași pe urmă să mai stea? O oră jumătate, două. Aha, deci o dai cu timp înainte. Cam cât suge așa? Bagi un litru pe metru pătrat? A, da. Și amorsa e gata pregătită? Gata pregătită. Adică doar bagi bidineaua la aia și pac pe șapă. Și dacă n-ai cald în casă, te vede Dumnezeu până să o sucă. Aia. Dacă n-ai cald în casă, poți să fii pachetul ăsta. Am înțeles. Plus că mai ai temperatura necesară și pentru sica bondola. Tu practic îi dai cât suge șapa acum. Cât suge șapa. Aici se lucrează pe două ateliere, da? Să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Gletiera cu din s-au recomandat-o ei sau ai ales-o tu, domnul Liviu? Recomandat? Gletiera? Da. Recomandat. Recomandată? Recomandat. Și ce dinți are? 4 mm. 4 mm. Și acum o pierdem până o coapez de tot. Da. Ăsta, adezivul. Da, adezivul. Ține cum e ceapa. Și te-ai încadrat, domnul Liviu? Încă da. N-ai apucat să dai o găleată până acum? Am dat... Aia a doua. Asta e a doua. Asta e a doua. Și câte găleți ai? Cam 3. A, deci cu 3 găleți ți-ai făcut socoteala? Da, 17. 17 3, 51. Consum între 0,6 și 0,9. Tu ai făcut calculul la maximul pe 0,9, deci la 57 trebuie să ai 51. Da. Adică alea 3 găleți. Da. Ei, bine, gălețile sunt la magazin, dacă știi să tragi cu cardul, mai găsești. Și dacă e card? Dacă nu tragi cu cardul, trebuie să vii cu cașcavalul. E, asta e șmecheria. Cu sistemul de click. Și nu s-aude când face click-ul, nu? S-aude, dar nu e la click aici. Face aici. Acolo. Deci mi-e aici, la tine. Iau blana, mai pun și pe ea? Nu. Deci nu merg în sistem de dublă aderență, doar pe ce am dat pe șapă. Mă, are o culoare foarte atractivă adezivul ăsta. E de pus pe pâine. Pe bune! Zici că e gem de la arahide, a? Da, mai mare ca să le vezi. Pe stajul dacă nu mă dau de aici, poate îmi pune și una pe lentilă. Ia fii atent. A plecat și încălzirea pe el are un pic de latență la întărire, adică te lasă un pic să... E aia zic acolo la asta că să dai pentru două strat, două rânduri. Două rânduri, păi uite că nu avem... Pe da. Da, tu practic ai la două rânduri. Da. Mai ales că e caldă pe anusat. Așa, deci să ia pianul, clapele. Ești? Pac. E ca la Mirabela Daur. Țac, țac, țac. Pac, pac, pac. Și voi le-ați țesut așa cam la jumătate de metru, nu? Da. 40, 50, 60. Bine,
Blan are 2,20 m lungime, înțeleg. Da, da. Adică între jumătatea blănii și 50 poți să tot alegi. Dar odată ales pasul, odată ales pasul de 50, mergi cu el tot timpul, nu? Nu, păi pierde mult dacă respecti. Când ai o nadă ca să sară blana de la una întreagă la una decalată, tot timpul pui 50 ăla? Nu, trebuie 50 nu, minim. Să minimul 50 să petreacă aici. Poți să pleci cu 1,30 de acolo de la capăt, cu 50 minimum. Minim. Poți să pleci cu 60. Și tu ai plecat tot timpul cu 50? Nu, am plecat cu 50, am plecat cu placa întreagă, am plecat cu 1,30 m. Important e să nu se, că se îmbină să fie mai mult de 50. Și să ai un șah așa, da? 50. Între ele. Adică aici, sub 50 să nu ai. Aici. Da. Trebuie să fii moroc că-s 45, 40, acum, dar... Hai, dar și acolo în capăt nu-i mai dai încă un ciocan, că bă, că ți-a rămas rostul cam mare aici. Ia, toate sunt așa, și ăsta e la fel. Toate sunt așa? Nu, așa rămâne, așa rămân astea. Nu, așa rămâne. Așa e... Șamfrenat. Au ieri, în ăsta, da, e pe... E șamfrenat așa? Șamfrenat. Da, știu, e făcut special ăsta. Să ai un luft ăsta. Toate sunt la fel. Probabil că acolo trebuie să se agațe mopul, când sper cu mopul, da, știi? Aparatul de tăiat întotdeauna trebuie să fie în afara încăperii, că tot rumeguș, altfel e pe adezivul tău. Să lasă cu rumeguș, că avem lemn aici. După 5 minute și apa deja a atras. Tu de obicei când cumperi parchetul, cam cu cât la sută cumperi mai mult? 10-20%. Ăsta a luat numai 10? A fost gărcit? A? Nu-i problemă, că se găsește, de-aia la 10. Da? Da. Avem postul. Ce? Am înțeles. Parchet cât e mai mult. Matea, normal, 10-20% mai mult la parchet, că se pierde, mai pierde. Da, ai pierderile, da, ai. Da, dar cum, dacă l-ai postul... Dacă ai și niște forme mai ciudate la camere, ai pus-o. Da. Bine, acolo știi cum e la sfârșit, pe cine să înjur? Pe arhitectul. Dar da, uite-al dracu ce forme mi-a făcut. Nu e problemă la asta de forme. Da. Bag seama că fără zeamă de ciocan nu circulă nimic aici. Nimic. Bă, din ochi s-a văzut că s-a dus un milimetru. Păi, se duce. Se duce. Timp, aici, aici. Ha, și aici deja ți-ai tăiat tu cât ai vrut? Da. Deci ne-a rămas în capă. Da, ca să folosești toate scurtiturile. Deci asta cu ciocanul merge și din pasul piticului. Da. Ia uite, frate. Cât are, mă, camera asta așa? Nu știu, vreo 6 metri. Deci am 3 metri. Da. Vreo 6 metri. 6 metri. Și ai pus 4? Ce? Ai pus 4 așa? Mai mult. 1, 2, 3, 4 spre 5. Încă n-ai 5 metri. Duc am 4 jumate, cred că s-a... Ia să măsurăm și aici cât are, că să vă fac contajul, mâncam așa. Mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Așa, ia. Cât ai? Dar nu e capăt. Păi nu e capăt, mai trebuie să mai pui o... 5 metri și 70, 60. Așa. 5,90 pe 4 și 5,80. Adică hai să zicem 6 ori 4, ai pus 24 de metri. Da. Ori o 100 de metru? Promoție. Numai 100? Păi la dar promoție, Matei. La mine vine Crăciun, 150. Hai. 150. Nu, pe mine mai, dar voi ați spus de bani. Voi cu gândul la bani, pe mine m-a interesat timpul. Adeziv. Da. Consumul, adezivul și diluantul. Diluantul, frate. Diluantul.
Diluant. Nu uite ce bani să mă avem diluant de Zara. Direct de la Zara. Da, 5 da, grade. Deci, bun. Deci, deci eu cu Liviu. Și ce bani să mai cerem? Ce bani? Fire la dracu de aritmetică. Deci eu zic că ne-am urcat la 10 de parte. La cu mă la 10. Păi dacă au lăsat azi, am venit, am făcurat, am măturat, am măstirat, am amursat. Deci la cât ați început? La 9 jumate. La 9 cu totul, cu mătură, cu tot? Da, nu, de parchet ne-am apucat la 9 jumate. Bun, da, zic, operațiile pregătitoare ți-au luat și alea o oră jumate. Păi da. Mătura, spălat, scos afară tot? Scos afară, păi da. Păi ce ne glumim aici? Ne jucăm. Când ai dat drumul la încălzire? Păi a dat mult. De ieri, de azi, de dimineață, de când e de drum? Am mers! Am dat, i-am mers la 22 de grade. A fost. A, deci ea era deja pornită. Da. Adică și apa ta deja era în temperatura de grafic. Parchetul trebuia. Bun, 9 jumate și cât avem acum ceasul? 1 jumate. Sau 2. Deci 9 jumate, 14. Hai să zicem că ai mai greșit o jumătate de oră că te-ai mai uitat după vecina. Nu mă uite, că n-am. Deci n-am. Alu Matei? N-are. N-are? N-are. Deci i-a mers blană. Blană. Păi eu de asta mai să vă fac pontajul. Și acum ai plecat cu una întreagă. Nu. Ai ciupit și din asta un pic. Două, nouă. Cum zice designul? Da. Aha, acum ai băgat omba la mama, auzi și eu. Fac zeama de ciocan. Deci ai băgat-o în cheie acum? Poate nu observi, Viorel, te rog, filmează. Poate nu observi cum a ajuns ăsta până la nivelul peretelui. Întotdeauna, cineva trebuie să se pupe aici. Dar era bine dacă venea 2 cm mai mult ca să nu mai tai nimic. Da, un pic dacă venea. Nu? Hai să mutăm peretele. Sau ceva e împus acolo? Ceva împus aici. Auzi, mă, și ăsta, producătorul, ce zice? Când pot să dansez pe el? Și acum. Da? Deci putem să chemăm trupa de balet. Da. Doar pune și voi, faceți o pasă. Dar gândește-te, procesul tehnologic al grătarului. Poate vrei să-ți iei un ciocan între măsele să... să faci 5G... bloc cloc. Stai să-l închizi. Păi încă nu s-a făcut nici deci, la casă de sarcină. Bă, nu te, acum, nu te uita la ei că sunt mici, că știi cum aruncă cu ciocanul? Mamă, mamă! Să mai lovești din dinți. Păi cineva? No. Mai fost unde s-a gândit. Și la sfârșit proba că e bine pus ceva. Bași cu ciocanelul să sune peste tot la fel, nu? În ăsta, da. Și pe margine cu ce să închide oameni buni? Oameni buni, cred că o să iau o plintă de aluminiu, finisaj bronz. Cu profil LED. Păi n-ai luat-o? Nu, n-am luat. Nu, e... Păi ce băiat ești tu, mă? Adică chem oameni la muncă și nu le-a cumpărat materialul tot? Să devine întâi, după aia trebuie să rezolvăm problema cu beciul. A, deci capacul beciului și de-abia pormă printa. Păi da. Nefiind circulat, living-ul mare, da. E ocazia să umfli. Da. El fiind circulat, dacă îl circuli și că el sigur, poți să-l lași 10 mm. Da. Dacă nu e circulat în continuu, nu locuiești aici, e bine să-l lași 1 cm. De ce? Să umflă? Se umflă, da. Adică lucrează mai mult lucrează dacă nu e circulat? Lucrează mai mult dacă nu e circulat, da. El fiind circulat să nu mai... Nu, de unde ai scos-o pe asta? Că eu n-am auzit până acum. Ia să mă documentez. Ia să vă documentați. Deci, ca să nu se umfle, trebuie să dau drumul la trafic prin sufragerie. Da. Ia uite, frate. Deci dacă ești plecat toată ziua de acasă, vii soarea, seara ca babuino, la dormitor, da. Poți să găsești parchetul umflat. Parchetul umflat. Ia uite, asta chiar nu știam. E scump, e frumos. E tot ce trebuie. Nu, e, să știi că... Știi, într-un cuvânt e parchet. E parchet, nu? Da. Mie place să știi, dar... Păi la banii care ai dat, crezi și eu că-ți place. Cât e? 300 de lei metru? 210. 210? E bine. Asta fără accesorii. Da. Fără pinte, fără lipici, fără zarea, fără nimic. Da. Bine, cu 3 găleți de adeziv, nu te îmbeți ca din 3 găleți de vin, dar măcar lipești parchetul. Și acum desenezi, te duci și tai. Și asta este bucata pe care ta este bucata care va veni la perete. Da. Ia să vedem aici la atelierul de tăiere ce știe. Hop.
Deci prima dată o tai pe aia scurtă și fără pe aia lungă. Da. E, ca la orice tăiere de lemn, se lasă cu rumeguș. Are toate pierderile până acum? Astea sunt pierderile. Deci, nu. Aia nu. Tot ce e pe jos? Astea sunt pierderile pentru 25 de metri pătrați. Da. Bă, nici nu-i mult, adică... Și pe cea de-a doua direcție, nu? Da. Tripla stratificare, asta era ideea, știi? Aici se văd foarte bine straturile. Încălzirea în pardoseară are și ea farmecul ei. Și nu numai pentru noi oamenii, ci și pentru prietenii noștri cățelușii.